Ea a închis fermoarul genții vechi pe care o scosese dintr-un morman de haine la un magazin second hand cu șase luni în urmă. Cu suse cureaua ruptă și acum geanta arăta chiar drăguță și prezentabilă. În mintea Alexandrei se învârteau tot felul de gânduri, în timp ce hainele spălate și îndoite cu grijă erau mutate cu ajutorul ei de pe patul acoperit cu o cuvertură în geantă. Se gândea la viitor nu fără o doză de frică. La urma urmei, o nouă viață o speria prin independența absolută și responsabilitatea totală pentru propria viață. Dar era și ceva palpitant și vesel în asta. Ca și cum s-ar fi apropiat o sărbătoare care va începe imediat ce Alexandra, cu geanta pe umăr, va păși peste pragul orfelinatului, luându și rămas bun de la puținii săi locuitori. Aici a petrecut ultimii 16 ani din viața ei. Astăzi am plinit 18 ani. Administratoarea, Lidia Petrovna, o felicitase deja pe Alexandra și i-a dăruit un mic pandantiv în formă de inimă pe un lanț de argint. Uite, a spus Lidia Petrovna, zâmbind și închizând lanțul la gâtul Alexandrei. Te vei uita la el și îți vei aminti de noi? Nu ne uita de tot, screne uneori, sună, ai numărul nostru. Alexandra s-a uitat în oglindă și un val de lacrimi, care se adunase toată ultima săptămână, a năvălit peste ea și a țâșnit din ochi ca un torent. Mulțumesc, mamă, a spus Alexandra, agățându-se de gâtul celei de-a doua și, probabil, singure mame. Mulțumesc. Orfelinatul în care a avut norocul să ajungă la doi ani era privat. Doi foști medici pensionari au decis să-și dedice restul vieții creșterii copiilor abandonați. Și, prin aceasta, să scape de durerea din interior cauzată de propria lor lipsă de copii. Lidia Petrovna îi povestea adesea Alexandrei cât de mult visa la o fică sau un fiu, sau mai bine zis la doi sau trei deodată. Dar soarta nu a fost binevoitoare cu femeia, așa că la aproape 60 de ani l-a convins pe soțul ei să-și pună casa imensă, dar atât de goală, la dispoziția copiilor de care părinții lor au renunțat. La început, soțul i-a propus să organizeze la parterul casei o grădiniță privată de zi, unde vecinii și ceilalți locuitori ai suburbiilor ar putea să-și ducă copiii, pentru a nu-i duce în oraș. Dar Lidia Petrovna era hotărâtă. "Îi iubesc pe copii", i-a spus ea soțului ei. "Mă voi bucura de orice copil." dar gândește-te câți copii abandonați sunt nevoiți să trăiască în cele mai neplăcute condiții doar pentru că părinții lor s-au dovedit a fie înși copii. Imaginează-ți, în multe orfelinate personalul nu hrănește suficient copiii abandonați și orfanii și pune o mare parte din mâncarea lor în buzunar sau o duce acasă. Le lipsește atât de mult dragostea acestor copii. Ei o merită pentru că au venit pur și simplu pe această lume, sunt un cadou minunat. Da, este o durere sfârșietoare să te gândești la modul în care sunt tratați unii copii abandonați. Inima îmi plânge de fiecare dată când aud asemenea povești. Vizitele regulate la orfelinate și adăposturi au fost cele care au determinat-o pe Lydia Petrovna să reflecteze profund asupra soartei copiilor abandonați. Fiind medic stomatolog, ea, împreună cu șeful clinicii unde lucra, organiza periodic controle și tratamente gratuite pentru copiii din sistemul de protecție a copilului, ca o acțiune de caritate. Se spunea despre șefa clinicii că nu era fără păcat, făcând mai multe avorturi în tinerețe și chiar abandonând un copil la maternitate, deoarece ar fi împiedicat-o să-și finalizeze studiile. Acum, încerca să-și spășească vina prin această implicare. Lidia Petrovna nu dădea crezare acestor bârfe, considerând că șefa clinicii se ocupa de tratamentele gratuite doar din cauza sufletului ei mare. Lydia era la fel. În cabinetele ei, copiii nu plângeau niciodată de frică sau durere. Știa să găsească o abordare pentru fiecare. Distracția cu jocuri pentru cei mai mici pacienți, legănarea pe genunchi, Lydia Petrovna era genul de medic care nu dorea doar să-și termine treaba rapid și să plece acasă acasă o aștepta soțul, desigur. Dar singurătatea care i-a păsa nu putea fi risipită nici măcar de motanul mursic, care în acea vreme rămânea stăpânul casei aproape toată ziua, în vila aproape finalizată. Abia după o zi lungă de muncă își doreau să se întoarcă acasă. Ca să-i povestească soțului despre toți copiii minunați care o vizitaseră în ziua respectivă. Iar el, la rândul său, îi împărtășea descrierile pacienților săi din secția de chirurgie cardiacă. Printre ei erau și mulți copii. În una dintre vizitele la un orfelinat, Lidia Petrovna s-a gândit serios să adopte un copil. Avea 42 de ani la acea vreme. O zi întreagă a stat și a observat copiii. Încerca să stabilească un clasament în minte și să asculte de inima ei. Dar, spre uimirea și groaza ei, a realizat că nu va putea adopta doar un singur copil. Îi dorea pe toți. Mai ales după poveștile lor despre modul în care erau tratați de personal. Din aceste relatări, Lidia Petrovna simțea un fior rece pe spate. Curele, merdenele, cabluri de la fier de călcat, mături din urzică și nuiele tari, stropire cu apă rece pentru neascultare și capriciile. Cei mai mici, care plângeau mereu, erau de obicei închiși în toaletă, i-a povestit odată Ecaterina, o fetiță de 10 ani, încercând să vorbească cu gura încă morțită de la anestezie. Uneori, șefa însă și face asta, dar mai des, menajerele. Îmi pare rău pentru ele, desigur, am încercat să le calmez, așa cum obișnuiam să fac cu sora mai devreme, când încă trăiam acasă. Ei adormeau pe genunchii mei undeva la cinci ani, poate chiar mai devreme. Apoi, menajerele, în timpul inspecției, le-au văzut și le-au certat, spunând că le obișnuiesc, și apoi nu vor adormi fără asta, că nu au pe cine să-i legene, și apoi îmi aruncau și mie vorbe, iar acești mici iar începeau să țipă. Acasă, în brațele soțului, Lidia Petrovna plângea cu lacrimi în timp ce povestea această întâmplare. Și apoi își amintea mult timp de Ecaterina și de copiii nefericiți, și de menajerele insensibile ca niște biscuiți uscați. Soțul nu spunea nimic, nu încerca să o convingă cu povești despre dificultățile muncii în orfelinate. Despre salarii și grupe aglomerate, înțelegea că pentru Lida niciunul dintre aceste argumente nu va putea justifica măcar cea mai mică violență îndreptată împotriva copiilor. Nu doar pentru că inima ei de femeie suferă de imposibilitatea de a-și iubi propriul copil dar și pentru că Lida a fost întotdeauna atât de grijulie, blândă și grijulie. Când am plinit puțin peste 50 de ani, a început să-i repete des că casa lor este prea mare pentru ei doi, inițial ignorând cuvintele acestea. Dar curând a început să bănuiască la ce se referă soția sa. Lida L-a întrebat el, turnând ceaiul soției într-o seară. Vrei să adoptăm un copil? Nu, a fost surprinsă Lida. Și ți-am spus că nu pot. Ca adoptând unul, automat îi voi trăda pe ceilalți. Atunci, la ce bun toate aceste discuții lungi despre dimensiunea casei noastre? Nu cumva te gândești să aduci toți copiii din cel mai apropiat adăpost la noi? A glumit el. Și imediat, după expresia feței soției, a înțeles că asta intenționa să facă. Nu, nu. Lida, nu vom face față. Avem pensii bune și ceva în contul de economii, a ridicat din numeri Lidia. Asta ne ajunge pentru o viață luxoasă în doi, dar 40 ceva de oameni vor cheltui acești bani într-un an și ce vom face mai departe, să căutăm în gunoaie. Caut sponsori, a cliptat Lida, luându și ceașca din mâinile soțului și lăsându-le să stea șocat lângă Aragaz. Arcadie Vasilievici, soțul Lidiei Petrovna, avea planuri să se retragă la pensie mai târziu decât termenul stabilit. Mâinile lui încă mai puteau ține bisturiul și să facă incizi precise. Prin urmare, era de așteptat să aducă multe beneficii. Colegii lui Arcadie Vasilievici glumeau adesea că îl vor scoate din sala de operație într-un sicriu peste 100 de ani și tot va ține strâns instrumentul său de lucru în mâini planul lui Arcadie Vasilievici nu era să fie realizat. Odată ce s-a întors acasă, cum făcea întotdeauna, și-a parcat mașina în curte, a intrat în casă, s-a dezbrăcat și era pe cale să meargă să-și spele mâinile pentru a se așeza la masă și să înceapă cina pregătită de soția sa, care între timp devenise pensionară. Dar în sufragerie a observat câteva sacouri mov, pe care Lida le împărțea cu grijă dintr-un vas. Iată, Arcadie, Cunoașteți aceștia sunt sponsori noștri, acum vă voi prezenta. Conversația, care s-a prelungit mult timp, s-a înfipt adânc în memoria lui Arcadie Vasilievici. Până în ultimul moment, nu putea să creadă că în casa sa, pe canapeaua din sufrageria sa, unde obișnuia să citească ziarul sau să privească televizorul, stăteau adevărați bandiți și discutau cu soția sa cu amabilitate despre suma donațiilor pentru viitorul adăpost. După ce oaspeții au plecat, s-a bătut asupra Lidiei. Ai luat o raznă, se lamenta el, în timp ce picăturile de valeriană cădeau pe fundul paharului cu apă și se dizolvau în ea. Ai adus acasă bandiți. Nu bandiți, ci oameni de afaceri foarte promițători. Ceea ce, în zilele noastre... E practic același lucru. Vei crește copiii pe banii lor sângeroși, ești complet nebună. Lydia s-a apropiat de soțul ei, i-a luat mâna viguroasă în asa caldă și tandră. A privit fix în ochii lui gri obosiți. A tăcut un moment, alegând cuvintele. Arcadie, mie nu-mi pasă ce fel de bani sunt aceștia. Iartă-mă, dar în acest caz, nu au miros dacă pot cumpăra mâncare și haine pentru copii, să-i așeze în dormitor cu lenjerie de pat proaspătă. Să scăpăm de educația care îi transformă în invalizi morali. Voi lua banii și voi face asta, înțelegi? Nu au vorbit. Ora 14. Arcadie Vasilievici a împărtășit planurile soției sale cu cel mai bun prieten, care, în același timp, era și anesteri slăoase. Acesta a râs zgomotos, ascultând indignarea chirurgului provocată de modul de finanțare. Dar cine finanțează clinica noastră, tot niște bandiți, și totuși lucrăm? Sau chiar crezi că marele nostru proscu Iacov și-a făcut avere vânzând mașini, a fost uimit Costia, observând mirarea prietenului său? Nu, Arcadie, el le fură. Le fură și le vinde pe trei copeici, dar datorită acestui fapt. Acum putem salva oameni și opera copii. E bine sau rău? Cred că e mai bine așa, decât deloc. Așa sunt vremurile, prietene. Arcadie Vasilievici s-a întors acasă după această conversație sumbru. A tăcut până la adormire. Și în mijlocul nopții l-a trezit pe Lidia Petrovna și i-a împărtășit soției sale gândurile sale cu privire la viitorul adăpostului. Ziua, au discutat cu viitorii sponsori, care, trebuie să recunoaștem, erau foarte încântați de oportunitatea apărută de a-și curăța atât de elegant banii. Alexandra a fost una dintre primele pe care Lida și Arcadie le-au luat în grijă. După finalizarea documentelor și a unei mici campanii de promovare organizată de Lida, Lidia Petrovna a aflat cu amărăciune că nu se pot lua pur și simplu copiii dintr-un orfelinat și transferați în altul. La urma urmei, Alte orfelinate sunt folosite în același mod pentru spălarea banilor și monitorizează strict numărul de copii care sosesc. Fiecare dintre ei asigură conducerii și bandiților care o protejează ruble suplimentare în buzunar. Orfelinatul Lidei primea copiii de care părinții renunțaseră recent. După formalizarea abandonului, în casa de copii se dădea o luptă acerbă pentru el. Lida câștiga luptele cu ceilalți directori doar pentru că avea anumite relații în rândul personalului și al administrației, rămase după o lungă carieră de stomatolog. Alexandra a fost adusă la Lida de un îngrijitor nedumerit. El, ca de obicei, curăța frunzele căzute în curtea policlinicii de pediatrie de vreme dimineața. Și-a văzut o fetiță de aproximativ 23 de ani stând pe o bancă. Purta o rochie ușoară, nepotrivită pentru vreme, de culori diferite, șosete care erau foarte murdare și ude, deoarece nu avea încălțăminte. Sub capul Alexandrei era un cățeluș de pluș. Nu au fost găsite documente la ea. Îngrijitorul știa că există un orfelinat privat în apropiere. A dus copilul găsit acolo, deoarece policlinica era încă închisă, iar bărbatul s-a temut să ducă copilul în camera lui de serviciu. Lidia Petrovna a hrănit-o pe Alexandra, a spălat-o cu un duș fierbinte și i-a adus pijamale și șosete călduroase. Îngrijitorul a stat tot timpul cu răbdare în bucătăria casei, așteptând miliția și asistența socială. Atât unii, cât și alții au venit la timp. Fata a reușit să doarmă pe canapeaua din sala de joacă comună. Îngrijitorul și Lidia Petrovna au fost interogați, Alexandra a fost trezită pentru a face o fotografie și li s-a spus să aștepte. După două luni, când a devenit clar că părinții fetei nu vor apărea probabil, Lidia Petrovna a obținut tutela. Deoarece nu au fost găsite documente la copil, Lidia a numit-o Alexandra. Deoarece încă din tinerețe visa să-și numească fiica așa în onoarea bunicii. În acel moment, ea avea deja grijă de patru copii numărul lor creștea în fiecare an. Alexandra a crescut ca un copil calm. Era interesată de biologie, ceea ce o bucura foarte mult pe Lidia Petrovna și pe soțul ei. Sperau ca măcar unul dintre copiii pe care îi creșteau să devină într-o zi medic și să continue dinastia lor. La cinci ani, Alexandra s-a împrietenit cu Veronica. Părinții ei s-au otrăvit cu alcool contrafăcut, iar serviciul de tutele i-a propus Lidiei și lui Arcadie Bronicov să o ia pe fată la ei, chiar dacă temporar. Arcadie Vasilievici a acceptat cu bucurie propunerea. Nu toți copiii care ajungeau la ei rămâneau în orfelinat pentru mult timp. Adesea, părinții sau alte rude își făceau apariția. Dar nu a fost cazul cu Veronica. Nici bunica, nici mătușa nu au vrut să obțină tutela copilului deoarece ele însă le aveau o înclinație spre vodcă sau băuturi mai tari. Să rămână în orfelinat, la tine, a declarat bunica, vorbind cu Lidia Petrovna la telefon. Nu ne trebuie, abia ne hrănim pe noi înșine, vremurile sunt grele. Veronica era o fetiță introvertită și speriată. Se pare că acasă era adesea lovită de părinții beți. Se năpuste adesea pe ceilalți copii aruncându-le cu jucării sau mușcându-i, când aceștia încercau să se împrietenească cu ea sau să vorbească cu ea. Doar Alexandra a reușit să dezghețe inima fetei și să devină prietena ei. Cum? Nici măcar Alexandra nu știa. Lidia Petrovna spunea că fica adoptivă a moștenit de la ea și de la Arcadie darul de a convinge oamenii de bunătatea lor, pe care îl posedă toți medicii talentați, fără excepție. La început, Fetele stăteau împreună undeva în curte și se jucau liniștit la ceva. Așa că nici măcar nu era clar dacă erau împreună sau separat. Apoi, la plimbări s-au adăugat conversații. Așa că Veronica a împărtășit cu prietena ei povestea ei. Să nu spui nimănui, bine? A cerut ea la sfârșit, cu încredere, uitându-se în ochii Alexandrei. Alexandra a dat din cap și a păstrat secretul chiar și după ce prietenia lor cu Veronica s-a rupt. Amintidu-și ulterior de comportamentul Veronicei, Alexandra se gândea adesea că încă de la cinci ani își dădea seama că nu le era pe drumul cel bun cu prietena ei. În orfelinat se acorda o mare atenție educației prin muncă. Arcadie Vasilievici repeta adesea că principala problemă a copiilor rămași fără părinți este că nimeni nu îi poate învăța să fie părinți pentru ei înși. Să spele hainele, să aibă grijă de sănătate, să gătească mâncare, să plătească facturile. Prin urmare, încă din cinci ani, Lydia și Arcadie i-au învățat pe elevi să fie independenți. A fost elaborat un program de serviciu pentru câteva zile în avans. Fiecare copil chiar și copiii de trei ani, era implicat în procesele de curățenie și gătit. Copiii mai mari mergeau la o școală obișnuită în timpul zilei. Apoi își făceau temele și ajutau la treburile casnice. Seara, toți se adunau în camera comună și își povesteau unii altora și tutorilor cum și-au petrecut ziua. Ce lucruri utile au făcut, ce au învățat, pe cine au ajutat, de cine s-au bucurat, ce i-a întristat. Lidia și Arcadie le dădeau jetoane pentru hărnicie și muncă. Cu ele puteau cumpăra dulciuri sau chiar haine noi, când în weekend toți mergeau la plimbare în oraș, cu autobuzul cumpărat din banii sponsorilor. În timpul acestor excursii, Veronica era mereu în proastă dispoziție. Nu-i plăcea nici curățenia, nici învățătura. Arcadie Vasilievici vorbea încet cu soția sa noaptea, cu ușa dormitorului închisă ce are acest copil. Genele se manifestă neobișnuit de puternic. Lidia Petrovna își certa soțul. Dar în adâncul sufletului se resemnase deja cu ideea că Veronica va crește și va repeta soarta rudelor sale, în ciuda oricăror eforturi ale lor. Fata leneșă și dezorganizată era răutăcioasă și vindicativă. La cinci ani, era greu pentru ea să-și exprime cumva supărarea din cauza lipsei unui număr suficient de jetoane. Altfel decât prin urlete puternice. Dar cu cât creștea Veronica, cu atât mai rafinat îi chinuia pe tutori și pe ceilalți copii. De exemplu, în timpul serviciului în bucătărie, putea adăuga special sare în plus în oala comună de supă. După ce Lydia Petrovna i-a reamintit că farfuria trebuie spălată pe ambele părți. Sau, plimbându-se cu copiii mici, putea să împingă din greșeală i unul dintre copiii care se năpusteau spre ea cu îmbrățișări, apoi să invoce neatenție și neîndemânare. La început, Harnica și ascultătoarea Alexandra își împărțea jetoanele cu prietena ei. Dar Arcadie Vasilievici a observat acest lucru și i-a interzis strict să satisfacă în vreun fel capriciile Veronicăi. Vrei să o ajuți? A spus el mângându și fica adoptivă pe cap. Te înțeleg, Alexandra. Dar tu nu o ajuți, ci doar o faci mai rău. Îi arăți veronică că poate obține totul doar prin capriciile. Și ce va face când va trăi singură? Cine o va ajuta acolo, la maturitate? Nu, Alexandra, nu se poate așa, este greșit. Acum trebuie să o învățăm independența și responsabilitatea pentru viața ei. Din păcate, nimeni nu va apărea de nicăieri și nu-i va oferi tot ce își dorește. Dacă Veronica nu înțelege asta acum, va fi dificil pentru ea să trăiască mai departe. Când Alexandra, după conversația cu Arcadie, a refuzat să-și împartă cu prietena jetoanele câștigate cinstit, aceasta a făcut o criză de isterie și nu a vorbit cu ea mult timp. Dar după două săptămâni a venit să se împace, pentru că niciun copil din orfelinat în afară de Alexandra, nu voia să comunice cu fata capricioasă. În ciuda caracterului său, Veronica a crescut și s-a transformat în timp dintr-un copil capricios într-o adolescentă calmă. Deja îndeplinea toate îndatoririle fără a fi nevoie de reamintiri și scandaluri, câștigând la fel de multe jetoane ca și ceilalți copii. Când ea și Alexandra au împlinit 13 ani, Bronikov le-a permis copiilor să-și găsească prima slujbă de vară au vândut înghețată și băuturi carbogazoase, câștigând sume mici de bani. La sfârșitul verii, Alexandra le-a dăruit părinților adoptivi cărți cumpărate din banii câștigați vara. Veronica a cheltuit totul pe haine, pentru a nu arăta ca o fată de la orfelinat. Tot mai desminția cunoscuții de la școală despre originea sa și nega orice presupunere că locuiește la orfelinat. La 15 ani, Veronica a cunoscut prima dragoste. La 16 ani a început să vină acasă biată sau înconjurată de un fum de tutun. Arcadie Vasilievici făcea scandal cu fica adoptivă, dar nu reușea să o influențeze în niciun fel. La toate pretențiile și amenințările, Veronica amenința că se va plânge de Lidia și Arcadie la serviciul de tutelă. Când la 18 ani a părăsit casa care o primise ca pe o fică, nici măcar nu s-a uitat pe fereastra autobuzului care pleca. Lidia Petrovna a fost supărată de o asemenea atitudine, dar soțul ei a liniștit-o. Amintește-ți, a spus el. Cât de recunoscători ne-au fost Serghei, Vania și Ina. Ce oameni minunați au crescut, ce familie au. Peste tot există cazuri dificile, incurabile, a adăugat el, sărutând-o pe soția sa plângătoare pe frunte. Alexandra trebuia să părăsească orfelinatul la șase luni după Veronica. Prietena a sunat-o vreme, amândurora le-au cumpărat telefoane mobile ieftine din banii câștigați. Dar apoi apelurile au devenit rare. Alexandra și-a dat seama din aceste conversații rare cu Veronica că aceasta s-a angajat undeva și s-a îndrăgostit din nou. Noaptea, Alexandra își imagina adesea cum va veni rândul ei va deveni majoră și va părăsi această casă mare și confortabilă. Va intra la universitate, va începe să trăiască în propriul apartament. Apoi va merge să lucreze la o clinică. Probabil va deveni stomatolog sau cardiolog, ca părinții ei adoptivi. Și apoi va câștiga suficient pentru ca mama adoptivă să poată pleca în concediu. Lidia Petrovna își amintea adesea cum mergeau la mare toamnă. Acum concediul devenise un lux inacceptabil, în ciuda casei orfelinat care se golise în timp. Arcadie Vasilievici a murit de un accident vascular cerebral cu o lună în urmă. Sponsorii dispăruseră cu câțiva ani în urmă. Lidia Petrovna trebuia să câștige bani singură. Creștea și vindea răsaduri. Se ocupa de copiii din sat. Pregătirea pentru examene? Ajutau și foștii elevi. Cine cu fapte, cine cu bani? Stând pe scaunul din spate al autobuzului care ieșea din oraș, Alexandra se uita prin lacrimi la bătrâna slabă și înaltă de peperon care îi făcea cu mâna. Și iar și iar își repeta promisiunea făcută pentru ea însă și. În oraș, Alexandra s-a instalat inițial într-un apartament alocat de stat. Ultimul examen, la ora ora 15, era sigură că îl va promova și va intra la Universitatea de Medicină. Între timp, trebuia să se ocupe de gospodărie, să cumpere alimente, să-și desfacă bagajele, să spele podelele. Apartamentul era mic și deteriorat, ceva picura constant de la tavan. Pereții aveau nevoie de o renovare serioasă, iar vântul sufla pe ferestre în timpul nopții. După admitere, Alexandra și-a fotografiat numele pe lista de candidați și a trimis fotografia Lidiei Petrovna. Aceasta a felicitat-o lung la telefon și i-a urat succes. Nu a reușit să o sune pe Veronica. La prietena ei, automatul vocal era activat. Pentru a nu trăi în sărăcie cu un salariu modest și o bursă, s-a angajat ca administrator la un salon de înfrumusețare răspundea la apeluri telefonice, lua programări și le anula, clere programă. Primea puțin, dar spera să aducă apartamentul în ordine până la sfârșitul verii cu acipani. Curățat pereții de mucegai, vopsit tavanul, cumpărat un pat. Anul școlar a absorbit-o pe Alexandra cu noi responsabilități, jonglând cu caietele, munca și renovarea. Dar se simțea incredibil de fericită și plină de energie. Alexandra știa întotdeauna că viața de adult reușește doar celor care nu se lenevesc. Asta i-a învățat-o întotdeauna Arcadie Vasilievici. Așa că agitația și oboseala nu o întristau niciodată, din potrivă, o gândea pe Alexandra că va face totul corect, luând mici pași spre scopul ei de a deveni medic. Veronica s-a prezentat în preajma anului nou. A sunat-o pe prietena ei și a cerut să se întâlnească. Alexandra a adus un set de mostre și cosmetice din salonul unde lucra Cadar. Adesea, bonusurile pentru schimburi suplimentare erau plătite în produse. Veronica a îmbrățișat-o strâns pe trotuar, i-a murdărit obrazul cu ruș și a primit cadoul fără entuziasm. Oh, deja ai cumpărat un cadou, iar eu voiam să te rog să-mi împrumuți bani, îi voi returna după anul nou. Asta e jumătate din salariul meu, a râs Alexandra, nu am atâția bani. Noi, cu băieții, i-am cumpărat Lidiei Petrovna un televizor de anul nou, cel vechi s-a stricat. Da, da, a spus Veronica cu dispreț, cu banii pe care statul îi plătește ei, poate să cumpere zece televizoare, dar pentru ce folosesc banii voștri? Alexandra a clătinat capul cu dispreț. Nimeni nu îi plătește și știa asta foarte bine. Ei bine, Bine, am răit Veronica, nu mă interesează. Acum o să-ți spun ceva care te va da jos de pe scaun. Se pare că munca Veronicăi, despre care povestea, se rezuma la satisfacerea sexuală a șefului ei. O luase la muncă exclusiv pentru a se putea relaxa în timpul pauzelor. Plătea pentru munca ușoară prin faptul că închiria o garsonieră nu departe de birou. Idila lor de doi ani s-a terminat în momentul în care noua secretară a amantului, prea sinceră și, conform spuselor Nisei, invidioasă pe ea, a decis să-i spună totul soției sale. Aceasta a făcut un scandal, a inițiat divorțul, în urma căruia amantul a rămas fără bani, iar Nisa fără locuință. Nu plănuia să locuiască în apartamentul repartizat de stat, pentru că acolo mirosea urât și gândacii alergau pe pereți nici nu plănuia să-și îmbunătățească locuința și să se angajeze la un loc de muncă normal. Prietena ei nu plănuia nici ea. O speria săptămâna de 5 zile și salariile de 30 de lei. Alexandra asculta povestea Nisei fără entuziasm. Cu amărăciune, dar nu îndrăznea să o întrerupă. Încă de când prietena ei se năpustise să o îmbrățișeze acolo, la intrarea în cafenea, Alexandra simțise un miros puternic de alcool. Alexandra se temea să împărtășească cu Nisa detaliile vieții sale. Probabil că va începe să o invidieze și să o reproșeze pe Alexandra că totul în această viață îi vine ușor, așa cum spunea Nisa încă din copilărie. S-au despărțit cu o notă grea? Alexandra s-a simțit pentru prima dată folosită după ce a vorbit cu Nisa și, pe drum spre casă, își tot amintea de cuvintele lui Arcadie Vasilievici, că nu trebuie să te poți cu capriciile altora. A doua zi dimineața, gândurile despre Nisa s-au evaporat din mintea Alexandrei. Pentru că în viața ei a apărut el. Vlad. Ea stătea ca de obicei la Teștia, mutându-se de pe un picior pe altul, așteptând sfârșitul turei. Când, deodată, a auzit soneria de deasupra ușii de la intrare. Un bărbat frumos cu un buchet de trandafiri, de vreo 40 de ani, stătea în prag și se uita nedumerit în jur atrăgând privirile vizitatoarelor și ale maestrilor. Vă pot ajuta? S-a adresat Alexandrei. El a zâmbit, a pus florile pe teșghea și s-a apropiat de teșghea. Domnișoară, îmi spuneți, este Strada Stolarilor 23, Fracția 2? Da, este corect, a dat din cap Alexandra. Bărbatul a oftat și și-a trecut palma peste fața obosită se pare că am fost înșelat, înțelegeți. S-a sprijinit el de teșghea. Ieri am cunoscut o fată, i-am promis că astăzi o voi vizita acasă, am întrebat o adresa, am cumpărat flori. Alexandra s-a uitat pieziș la buchetul care încă stătea pe puf lângă ușă și a întrebat, ce aveți de gând să faceți? Bărbatul s-a uitat la ea, la buchet, s-a apropiat de puf, a luat florile în mâini și, Întorcându-se la Teșchia, i-a dăruit Alexandrei. Acestea sunt pentru dumneavoastră. Pentru ce? S-a mirat Alexandra. Poate ar fi mai bine să le luați cu dumneavoastră. Pentru bunătate. Văd din ochii dumneavoastră că sunteți o persoană bună, a zâmbit bărbatul și a ieșit, lăsând în urma lui un ușor parfum de apă de toaletă și dezamăgire. Alexandra s-a gândit toată săptămâna la vizitatorul nefericit, privind florile care se ofileau în vază. Își dorea atât de mult să-l ajute, dar cum? Nu a lăsat nicio adresă, nici nume, nici telefon. Alexandra a înțeles cu groază că se îndrăgostise de acei ochi triști și obosiți. Atât de asemănători cu ochii lui Arcadie Vasilievici. Convingerea ei că acest bărbat nu poate fi o persoană rea creștea zi de zi. Gândurile despre el o împiedicau să învețe, îi încurcau lista de cumpărături și alte mărunțișuri importante, cum ar fi programul autobuzelor sau fierul de călcat uitat pornit. O săptămână mai târziu, soneria și frigul din ianuarie, care pătrundeau prin ușa deschisă, i-au adus Alexandrei un parfum abia perceptibil, dar atât de familiar și deja drag de apă de toaletă și-a ridicat capul și a încremenit. În fața ei stătea chiar bărbatul care îi umpluse gândurile. În mâini ținea un buchet. v au înșelat din nou? A șoptit Alexandra, simțindu-i cum i se taie picioarele de bucurie. Nu, a râs bărbatul, apropiindu-se. Mi-au furat inima cu nerușinare. Acum voi descrie atacatorul, păr blond, ochi albaștri și o cheamă s-a uitat la ecusonul de pe pieptul ei, Alexandra. Are un zâmbet uimitor. Cunoașteți pe cineva așa? A așteptat sfârșitul turei ei în mașină, parcată vis a -vis de salon. A invitat-o pe scaunul din față, a convins-o să meargă la un restaurant. Stând în sala semi-întunecată, unde chelnerii și umbrele lor se grăbeau pe sunetele unui saxofon, Alexandra a privit jenată meniul, unde toate preparatele costau mai mult decât salariul ei pe o tură. Vlad, care stătea vis-a-vis, -a, -vis, a ales pentru ei fripturi și vin, apoi a privit zâmbind gropițele din obrajii Alexandrei, în timp ce i povestea ceva despre studiile ei. Ești o fată deșteaptă, a spus el, ridicând curând paharul pentru un toast. E greu să intri la medicină. Probabil te-ai pregătit mult timp. Nu. Mi-au plăcut biologia și chimia încă din copilărie. La școală îmi plăcea foarte mult. Mama se ocupa adesea de mine acasă. Așa cum. Da, în comisia de admitere o doamnă m-a recunoscut, mi-a cerut să transmit salutări mamei, mi-a povestit despre munca ei în specialitate, m-a invitat la ea. Este cardiolog. Ai acceptat. Nu, a dat din cap Alexandra. M-am consultat cu mama. Ea este împotrivă, a spus că stomatologia este mai bună. Tatăl nostru a fost cardiolog. Mama spunea despre el că repară inimile altora, dar ia piesele de schimb din a lui. A murit recent, acum câteva luni, din cauza unui accident vascular cerebral. Îmi pare rău. Vlad s-a întins peste masă și a luat-o pe Alexandra de mână. Hai la mine seara vrei? A propus el brusc. Alexandra și-a retras mâna brusc și l-a privit cu furie. Ce fel de propunere e asta? Să inviți o fată la tine după prima întâlnire? Ești nebun? La ce te-ai gândit? A râs Vlad, ștergându-și colțul gurii cu un șervețel. Alexandra, nu sunt un pervers. Mă refeream la clinica mea. Vrei să vii cu mine la clinică? Da, Alexandra, sunt medic, îți dai seama. Chirurg. Estetic, de fapt. Lucrez la imperfecțiunile feței, la lifting facial. Jumătate de oră mai târziu, conduceau prin orașul de noapte. Vlad povestea ceva despre copilăria lui, iar Alexandra râdea cu voce tare. Uitase complet de cursurile de a doua zi de conspecte și de prânzul pregătit pe care trebuia să-l ia cu ea. Era fericit aici, în mașina caldă, lângă acest om uimitor care o dăruise deja cu flori a doua oară. Clinica lui Vlad era situată într-un cartier de dormitoare, la parterul unui bloc vechi și neîngrijit. Înăuntru era curat, dar cumva trist. Spațiul avea nevoie de o renovare serioasă iar biroul de recepție era acoperit de un strat de praf, a observat Alexandra cu neplăcere. Se pare că nu prea avea clienți. Vlad a condus-o prin clinică. Erau doar cinci cabinete, dar nu se putea intra în ele, deoarece cheia o aveau chiria și direcți. Vlad deținea spațiul, care fusese anterior un apartament al bunicii sale, moștenit de el. Da, clienții erau puțini, Veniturile mici, dar el nu se descuraja. Într-o zi va face reparații, va vinde spațiul și va cumpăra ceva mai aproape de centru. Nasuri strâmbe se găsesc peste tot, a rezumat Vlad povestea sa. S-a apropiat de Alexandra, care stătea pe marginea biroului lui, și a îmbrățișat-o. Respirația lui caldă a atins gâtul Alexandrei, trimițând fiori pe spatele ei cât de bucuros sunt că te-am cunoscut, fericirea mea, bucuria mea, șoapta mea, a spus Vlad, acoperind gâtul Alexandrei cu sărutări arzătoare. Ea s-a înmuiat în brațele lui, parcă s-a topit. Când a văzut că el îi desface bluza, doar a închis ochii și a căutat orbește buzele cu buzele ei. A fost prima ei oară. Da, știa cum se face. Băieții din orfelinat le arătau adesea ei și altor fete fotografii și videoclipuri adecvate. Și știa și ea că din asta se nasc copii. Când Vlad era deja întins deasupra ei, l-a întrebat timid despre protecție. El doar a zâmbit. Nu am cu mine, nu știam că totul se va încheia așa, dar te deranjează asta? Nu te usuci, spunea el șoptind, sărutând o și ei sunt împotriva ideii de a avea un copil cu tine și de a te căsători. Dar eu te iubesc. Dimineața, Alexandra a ratat pentru prima oară cursurile. Ziua și-a mutat lucrurile. El a închiriat un apartament într-unul dintre blocurile de elită din centru. În timp ce se pregătea să plece la serviciu, ea simțea privirile lui asupra ei din pat, alunecând pe șosete, mâini și față. Zâmbetul ei, Întins până la urechi, părea să dezvăluie tuturor din jur dragostea ei. Confuzia, încetinirea și o anumită surzenie păreau evidente pentru toată lumea. Noaptea, Vlad și-a exprimat dorința de a-și cunoaște mama. Sunteți, probabil, foarte asemănători, a presupus el. Ea este la fel de frumoasă. Da, este absolut frumoasă, în ciuda vârstei și părinții tăi. Alexandra s-a întors pentru a-i vedea mai bine fața. Spunem despre părinții tăi, mă vei prezenta lor. Nu, nu o să-i cunosc, iubirea mea, nu îi am. Cum a fost uimită Alexandra, ești orfan. Vocea lui Vlad sunat trist, ca a unui copil dintr-un orfelinat. Au renunțat la mine, nu știu nimic despre mama sau tatăl meu. În 18 ani, Nimeni nu m-a vizitat niciodată. Alexandra și-a așezat capul pe pieptul lui, îmbrățișându-le strâns. Îi părea atât de rău, atât de dureros, când fiecare zi suferințele acestui om minunat îi se dezvăluiau tot mai mult. Voia să-l consoleze și să-l ajute. Voia să se întoarcă în trecut și să salveze acel băiat care a fost nevoit să trăiască într-un orfelinat fără nicio picătură de iubire. Ea și-a poveștile Lidiei Petrovna despre viața copiilor în astfel de instituții. Lacrimile ei apărură în ochi. Te băteau acolo. A întrebat ea, iar Alexandra a dat din cap afirmativ. Îi înjura, îi priveau de mâncare, erau clar pedepsiți. Lacrimile ei picurau pe pieptul lui, amândoi tăceau. Doar mâna lui Vlad îi mângâia părul șifonat, atinându-le ușor. Dimineața, Alexandra a sunat-o pe Lidia Petrovna și i-a povestit despre Vlad. Ea s-a bucurat de evoluțiile vieții personale a fostei ei protejate, pe care o considera sincer ca pe fica ei. Dar era îngrijorată de dezvoltarea atât de rapidă a evenimentelor. Nu vă grăbiți, Alexandra, ascultând despre dorința cuplului de a avea un copil. Întâi vă căsătoriți, apoi planificați să aveți un copil? este o responsabilitate atât de mare. Totul va fi bine, râde Alexandra, ne iubim reciproc, el este minunat. În curând veți vedea singuri, vom veni. Vlad vrea să vă cunoască. Alexandra s-a întors la notițe și la prelegeri, încercând să recupereze tot ce a ratat în timpul a ceea ce Vlad numea o luna de miere cu miere. Se implica complet la locul de muncă și își exprima sincer regretul pentru neplăcerile pe care le cauzase colegilor din cauza neatenției. Seara, după muncă, încerca să pregătească o cină delicioasă, să-l hrănească pe Vlad care se întorcea de la muncă și apoi să se odihnească în brațele lui pentru restul nopții și dimineața. După două săptămâni de când s-au mutat împreună, ea a observat o întârziere și a bănuit că este gravidă. Într-o altă săptămână, suspiciunile ei au fost confirmate de teste și de ginecolog. Stătea în picioare la teștia, fericită, dar nici măcar nu încerca să-și ascundă bucuria. Cu buna dispoziție, aducea un zâmbet pe fețele clienților. Brusc, în salon a intrat o femeie de 40 de ani, îmbrăcată în blănuri de sobol, cu părul roșu înalt și cizme roșii înalte. Coafura și machiajul indicau că era o persoană bogată. Alexandra a salutat-o privind-o. Bună, Svelana Vladimirovna. Femeia era proprietara salonului. Cu o educație medicală, ea nu a vrut să-și dedice viața servirii oamenilor obișnuiți, lucrând într-o clinică gratuită pentru câțiva bănuți. Așa că a obținut o educație suplimentară în domeniul frumuseții și, cu banii soțului ei, a deschis un salon, unde inițial a lucrat ca maestru în injecții cu Botox. Apoi a început să închirieze cabine cu tot echipamentul și să aducă cei mai buni specialiști pentru a lucra, ceea ce i-a permis salonului ei să câștige reputația celui mai bun din oraș. Toate femeile înstărite din oraș încercau să ajungă aici. Svelana Vladimirovna vizita salonul destul de rar. Își petrecea mare parte din timp în sochi sau în altă parte de-a lungul mării. Acum, la începutul lunii martie, Prezența ei indica o bronz uniform și aurit. Văzându-o pe Alexandra, a salutat cu capul, apoi și-a dat jos ochelarii, spunând, deschizând ușa biroului ei: Intră, fetițo! Alexandra stătea în fața biroului șefei și aștepta supusă să se dezbrace și să-și așeze haina pe umeri. Ei bine, a început Svelana Vladimirovna, luându-și cizmele de pe picioare. Lucrurile nu stau prea bine cu noi. Ce înseamnă asta? A întrebat Alexandra, ușor speriată. Contabilul te-a tras în afara vacanței. Vino, spune mai repede, verifică cum funcționează salonul tău. Profitul este de trei ori mai mic decât anul trecut, îți închipui? Alexandra a dat din cap și a înghițit în sec. Nimic nu prevestea o conversație plăcută cu șefa nu ne permitem un administrator, a declarat Svelana Vladimirovna brusc. Prin urmare, te rog să mă ierți, dar din această zi nu mai lucrezi aici. Inima Alexandrei a căzut. Cum, din această zi? Este ilegal. A vrut ea să strige, dar și-a acoperit gura cu mâna, speriată de expresia rea de pe chipul șefei sale. A continuat în șoaptă, Trebuie să am două săptămâni ca să-mi găsesc un nou loc de muncă. arată contractul tău de muncă, a ordonat Svelana Vladimirovna Rece. Și Alexandra a înțeles. Nu va putea să-și apere drepturile. La urma urmei, nu exista niciun contract, evident. Fusese angajată pentru o plată îi la negru, iar ea acceptase, pentru că orice sumă de bani era mai bună decât lipsa ei. Nu putea lucra cu normă întreagă din cauza studiilor. Avea nevoie de un program de la 6 la 10 și o zi întreagă duminică. Era imposibil să se angajeze legal în asemenea condiții. Nu există contract de muncă, nu-i așa? A precizat Svelana Vladimirovna, scoțându-și un pantof. Ei bine, consider conversația încheiată. Mulțumesc pentru muncă, fată, mult succes! Alexandra se simțea ca un câine bătut când se întorcea acasă. Ce va spune Vlad? De mult timp își dăduse seama că alesul ei nu era tocmai bogat. El investea tot în dezvoltarea clinicii, adunând bani pentru reparații. Nu-i putea spune că acum va sta pe capul lui și, mai mult, pentru o perioadă nedeterminată. La urma urmei, era dificil să găsești un loc de muncă fără studii și seara și mai mult, era însărcinată. Doamne, era însărcinată. Bucuria acestei vești a fost complet înlocuită de dezamăgire și frică. Cum a putut, după ce a petrecut copilăria în orfelinat, să decidă să aibă un copil, neavând nici studii, nici o slujbă? Spre surprinderea Alexandrei, Vlad a reacționat calm la vestea concedierii. Vestea despre copil l-a bucurat e minunat! A exclamat el, îmbrățișând-o pe Alexandra. Cum îl vom numi? Nimic minunat, a mormăit Alexandra. Nu vreau să stau pe capul tău cu copilul, nu e corect. Din potrivă, e foarte corect, a corectat-o Vlad, ne i să se mai plângă, o sărută pe buze. Sunt viitorul tău soț, pune-te încrederea în mine. Ansietatea și grijile legate de viitor au dispărut pentru Alexandra. Ea i-a încredințat lui Vlad grija pentru ea și pentru copil. În pauzele de la facultate, stătea acasă și alegea rochia de mireasă și haine pentru bebeluș. În weekend, urmau să o viziteze în sfârșit pe Lidia Petrovna. Alexandra era și mai bucuroasă de asta. Deodată, telefonul i-a vibrat în mână. Suna Veronica. A apărut, s-a gândit Alexandra cu tristețe, dar a răspuns la apel. Da, ascult. Salut, Alexandra, ce mai faci? Fac bine, a spus Alexandra, mângându-și burta, și tu? Și eu sunt super bine, hai să ne vedem mâine. Până la ce oră lucrezi? Nu mai lucrez, a căscat Alexandra după cursuri, sunt liberă. O, prietenă, nu cumva ai înțeles în sfârșit că nicio slujbă din lume nu va înlocui un bărbat bun? A chicotit Nica dezgustător. Te voi aștepta la cafeneaua noastră, ca de obicei. De la ultima lor întâlnire, Nica nu se schimbase deloc. Tot același machiaj strident, unghii lungi, fustă scurtă. Și o pasiune pentru băuturi tari. Alexandra a observat cu groază fața umflată a prietenei sale. Urmele alcoolismului incipient nu le putea ascunde niciun machiaj. Nica a povestit că a găsit un nou pretendent. Are puțin peste 40 de ani, cam bătrân, desigur, dar arată bine. Este om de afaceri și câștigă mult mai mult decât toți pretendenții anteriori. Acesta este principalul lui plus, a subliniat Nica. Alexandra a împărtășit veștile, se căsătorește și așteaptă un copil auzind despre sarcina prietenei sale, Nica s-a necat cu Martini. Alexandra, ești complet nebună. Ce nu înțelegi? A întrebat Alexandra. Oamenii normali se căsătoresc mai întâi, iar apoi soțul și soția fac copii. Nica a zâmbit. Alexandra, tu te culci cu bărbați căsătoriți pentru bani. Despre ce vorbești? Eu nu fac copii cu ei, nu e o problemă de morală, ci de siguranță elementară. În plus, te măriți cu un tip despre care nu știi nimic, și mai și faci un copil cu el. E nebunie. Alexandra s-a înfuriat, și-a strâns pumnii și a spus calm: Știu totul despre Vlad. Da, sigur, a pufnit Nica ironic. Ai văzut pașaportul lui? Nu am văzut. Găsește pașaportul! Prietenă, verifică-ți viitorul soț, a făcut cu ochiul Nica. Igor va veni după mine curând, probabil ar trebui să plec, a promis că mă duce la un restaurant. Ah, a oftat Nica, ridicându-se de pe scaun. Îmi place mai mult să mă întâlnesc cu un om necăsătorit, este liber în orice moment, până nu se apucă de treabă, minunat. Alexandra a privit-o pe prietenă prin fereastră ștergând cu un șervețel urma sărutului ei pe obraz. Nica și-a prins haina din mers, s-a oprit la marginea drumului și a făcut semn cuiva cu furie. Mașina care a parcat în fața ei i s-a părut Alexandrei a fi mașina lui Vlad. Același model, aceeași culoare. Nu a reușit să o vadă în detaliu pentru a confirma sau infirma această idee. Nica a deschis ușa și s-a strecurat rapid înăuntru. Alexandra a petrecut restul zilei căutând pașaportul lui Vlad, dar în zadar. Se pare că îl purta mereu cu el. Lipindu-și spatele de perete, Alexandra a stat lângă dulapul răvășit și a încercat să înțeleagă de ce nu avea încredere în Vlad. Seara, el a fost foarte surprins de cererea ei de a-i arăta pașaportul. Desigur, ți-l voi arăta dacă vrei, dar e în mașină. Trebuie să coborâm, vrei să aștepți? Nu, nu e nevoie, a răspuns Alexandra după o scurtă intare. Nu știu ce m-a apucat. Scuze? Această întâlnire cu prietena ta te afectează așa, a râs Vlad. Ce ți-a spus despre mine? Sâmbătă au mers la Lidia Petrovna. Au mers în tăcere. Alexandra, obosită după un alt examen, dormea. Iar Vlad se gândea la ale lui, consultând din când în când navigatorul. Are 40 de ani și a lăsat o fată însărcinată pentru a o lega de el și a pune mâna pe banii mamei ei. Cum a ajuns în acest punct? La urma urmei, a fost odată cel mai bun din an, promițător. Dar s-a dovedit că toate laudele profesoarelor bătrâne și singură erau adresate exclusiv chipului său drăguț. La locul de muncă, Lucrurile nu au mers bine de la început. Medicul șef, un om nepoliticos, nu dorea să ierte greșelile internului și să-i compenseze greșelile, așa cum făceau fostele sale amante. A rezistat un an, apoi a decis să se specializeze în chirurgie plastică și să o escrocheze pe noua sa iubită pentru a-și deschide o clinică privată. Are o clinică, dar nu are clienți. Fosta lui amantă s-a asigurat de asta. Deși își ascundea relația de soț și de toată lumea, nu a vrut să-l lase să plece pur și simplu după ce a înșelat-o. A răspândit zvonuri că a suferit din cauza lui. Acum, rarele cliente care doresc să-și opereze nasul sau să-și facă un lifting facial la preț redus constituie principalul său contingent. Abia are suficient pentru chirie și mâncare. Și flori pentru această proastă, s-a gândit Vlad, privind-o pe Alexandra adormită de mult timp își căuta o nouă iubită. A dat peste o anume Svelana Vladimirovna Borovitskaya. A inventat un plan, să cumpere flori și să joace rolul unui amant înșelat pentru a stârni mila și a ajunge rapid în patul proprietarei salonului de înfrumusețare. Soțul ei a murit recent de un accident vascular cerebral și, cu siguranță, femeia este tulburată din punct de vedere emoțional. Cu toate acestea, în loc de ea, a dat peste fica ei. Când a cunoscut-o pe Alexandra, a fost uimit de cât de mult semăna cu Borovițcaia. Poveștile ulterioare ale Alexandrei despre mama ei i-au consolidat convingerea. Fica lucrează în salonul mamei sale. Asta înseamnă că poate ucide doi iepuri dintr-o lovitură și poate obține bani fără a fi nevoit să satisfacă un corp femininofilit. De altfel, Alexandra nu-l satisfăcea în acest sens în pat, era mai degrabă ca un lemn, ceea ce l-a început la disperat. Dar curând a găsit o soluție și a făcut o amantă. Nica nu este ca Alexandra. Este o fată nebună care, după un pahar sau două, se transformă într-o furie și le puizează atât de mult în pat încât o săptămână nu se poate gândi la sex. Asta înseamnă educație, a oftat Vlad. Igor a virat pe un drum de țară. Nica era orfană, știa asta, în ciuda tuturor încercărilor amantei sale de a ascunde adevărul despre ea. Îi povestise despre părinții ei și despre orfelinat când era biată. Se pare că nu-și mai amintește ce a spus, dar așa e chiar mai bine. Nu cumva va începe să se prefacă a fi o oaie bălândă și bine educată ca Alexandra. Nu, nu vrea să adoarmă în prezența amantei sale, are suficientă mireasă. La adresa indicată de Alexandra, Igor a găsit o casă cu două etaje. Lidia Petrovna, văzând mașina sosind la fereastră, a ieșit să întâmpine pe oaspeți. La început, Igor a confundat-o cu o femeie de serviciu sau o paznică. Și cu uimire a privit o clipă mai târziu cum Alexandra s-a aruncat în brațele femeii cu un strigăt, Mamă, bună ziua! Orfelinatul Speranța a citit el cu uimire tot mai mare, pe o placă veche de lângă gard. Este uimitor că, tocmai aici, dacă e să credem ce a spus Nica biată, ea a crescut și a fost educată. Frica i-a strâns gâtul lui Igor. Cu un sentiment neplăcut de neliniște, și-a amintit de pașaportul din Torpedou, unde numele lui era scris negru pe alb. Nu și-a spus niciodată numele real victimelor sale. Ca să nu poată, în caz de ceva, să-l dea în judecată și să-i ceară banii înapoi. Desigur, nu avea de gând să se căsătorească cu Alexandra și nu se va căsători niciodată cu ea, chiar dacă acum o convinge pe această femeie, care seamănă cu o femeie de serviciu sau o paznică, de contrariul. Voia să dispară după ce primea banii pentru nuntă, să vândă rapid clinica goală. Aproape toate birourile sunt închise de mult timp și sunt pline de pânze de păianjen iar echipamentul a fost folosit pentru a cumpăra mașina. Dacă nu are nimic de câștigat de pe urma acestei Alexandra, va dispărea chiar astăzi, de îndată ce o va aduce înapoi în apartamentul închiriat. Altfel, mâine proprietarul va cere chiria pe o lună, iar el nu are bani. Lidia Petrovna i-a servit pe oaspeți cu ceai. L-a condus pe Vlad, Igor prin casa unde odinioară locuia o duzină de copii, iar acum doar fotografiile lor atârnate pe pereți le aminteau de prezența lor. Cum e Nica acolo? A întrebat Lidia Petrovna pe Alexandra. Iar Igor a simțit un atac de panică. Deci, amanta lui chiar o cunoaște pe aproape soția lui. Da, e bine, se întâlnește cu un tip, o duce prin stațiuni, a spus Alexandra, terminând de băut ceaiul. Nu a reușit să se angajeze nicăieri, proastă, nu are nicio responsabilitate. Pe drumul spre casă, Alexandra a fost îngrijorată de tăcerea lui Vlad. L-a întrebat ce nu e în regulă, dar a primit doar aceeași tăcere ca răspuns. A dus-o la bloc, i-a dat cheile și a spus că trebuie să meargă la magazin după țigări. Alexandra doar a ridicat din umeri. Probabil că Vlad are dreptul să fie supărat, pentru că nu a menționat niciodată că este orfană și a fost crescută într-un orfelinat de o femeie care a obținut tutela temporară și pe care Alexandra o numea mamă. Se miustra. Desigur, a fost șocat. Desigur, trebuia să-i spună mai devreme. A așteptat în zadar până dimineața. Vlad nu s-a întors și nu a răspuns la telefon. Dimineața Proprietarul apartamentului a bătut la ușă și a cerut chiria pentru o lună de cazare. Alexandra a fost neplăcut surprinsă de apariția lui, Vlad o asigurase că deja a plătit totul. A transferat suma necesară bărbatului de pe telefon și a privit cu groază soldul cu trei cifre. Nu va fi suficient nici măcar pentru mâncare. Vlad tot nu a răspuns. Alexandra a luat autobuzul până la clinică, dar ușa era închisă. Alexandra a sunat la numărul indicat pe o foaie a patru lipită pe sticlă din interior. Un agent imobiliar a răspuns la telefon. I-a spus Alexandrei uimite că spațiul este scos la vânzare și că nu are voie să divulge datele proprietarului. Alexandra s-a întors acasă și a stat mult timp pe un scaun, cu mâinile în jos și cu privirea fixă într-un punct. În mintea ei i-a apărut o amintire despre cum iubitul Nisei a luat-o de la cafenea cu o mașină care semăna suspect de mult cu mașina lui Vlad. L-a sunat pe Nica. Aceasta nu a răspuns imediat. Da, a spus Nica cu voce somnoroasă. Nica, salut Alexandra, de ce suni la o asemenea oră? Vreau să știu cum îl cheamă pe iubitul tău. Nu am iubit, a suspinat Nica, m-a părăsit ieri. Mi-a luat cerceii pe care mi-a dăruit la două luni de relație și a plecat. Alexandra a încetat să respire. Cum îl chema, Nica? Tu i-ai verificat pașaportul. Desigur, a răspuns Nica mai veselă, Igor Skvorțov. Igor Haritonovic, necăsătorit, am verificat. Știi unde este înregistrat? Unde este înregistrat? A murmurat Nica. Ascultă, de ce ai nevoie de toate astea? Ce se întâmplă? Alexandra și-a mușcat buza. Înainte de a dezvălui informația că iubitul ei și logodnicul Alexandrei sunt aceeași persoană, trebuia mai întâi să se convingă singură. Ai o poză cu el? a întrebat Alexandra în loc de răspuns. Și nu una singură. Spune-mi adresa ta vin imediat. O oră mai târziu, Alexandra, găfâind după ce a urcat cele cinci etaje pe scări, stătea pe o canapea veche în apartamentul Nisei. În timp ce aceasta din urmă încerca să aerisească camera de mirosul de țigări și alcool. Fără succes. Și își cerea scuze prietenei pentru atmosfera nesănătoasă, aruncând o privire la burtica ei rotundă. Nu e nimic grav, Nica, arată mi pe Igor al tău. Și eu ți-l voi arăta pe Vlad al meu. Prietenele și-au întins telefoanele una alteia și s-au oprit, gâfâind. Aceleași ochi obosiți și gri îi priveau de pe ecrane. Nica nu a plâns, ci a râs în fața Alexandrei și s-a prăbușit pe pat, acoperit cu tot felul de strențe, luând o gură din sticla de vin. Alexandra nu a putut plânge simțea un gol atât de mare înăuntru, încât doar amintirea viitorului copil, sub forma unei burți enorme, a reușit să trezească în ea sentimente. Iar sentimentele acestea erau de disperare și durere. A fost rădată, a fost mințită. A mințit-o cel mai drag om, după cum credea ea, de ce? Pentru ce? Nu știa răspunsurile la aceste întrebări. Probabil, Igor ieri a înțeles ce greșeală a făcut, legându-se de Nica. A înțeles că amanta lui cunoaște Mireasa și, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală, așa că a fugit laș, nevrând să dea explicații și să-și ceară scuze pentru fapta sa. Dar de ce? De ce a trebuit să o înșele? Există Nica, nu era suficient Alexandra și copilul. La urma urmei, se iubeau atât de mult el a vorbit atât de des despre dragostea lui. Alexandra a mers pe jos acasă. De acasă a sunat-o pe Lidia Petrovna. Înțelegea că nu mai are pe nimeni pe care să se bazeze în această lume. Îi era rușine, incredibil de rușine să recunoască în fața mamei adoptive ce s-a întâmplat. Că Lidia Petrovna a avut dreptate. Și acum copilul Alexandrei va repeta soarta ei. La urma urmei, Alexandra nu are nicio idee despre ce îl va hrăni. Nu are bani, nu are loc de muncă, nu are studii. Va fi exmatriculată în curând pentru datorii și absențe. Alexandra și-a povestit istoria, înghițind lacrimi de dă. Ce să fac? Spunem ce să fac. A suspinat ea. Lidia Petrovna a tăcut la celălalt capăt al firului. Apoi, deodată, a început să vorbească, iar vocea ei suna fermă și furioasă. Bine, adună-te, nu te mai plânge, ce s-a făcut nu se mai poate schimba. Te-a înșelat tigorul tău, asta e, acceptă. Acceptă și că, cel mai probabil, nu va vrea să-și crească propriul copil. Ți-ai amintit numele lui, l-ai notat, bravo! Când se va naște copilul va trebui să depui documente pentru a lipsi de paternitate. Ai înțeles? Și pentru a stabili pensia alimentară. Probabil că nici nu va plăti și cu asta acceptă. Acum adunăți lucrurile și vino la mine, îți voi trimite bani pentru drum. Nu plânge, ți-am spus, gândește-te la copil. Seara când vii, vom suna proprietarul apartamentului pentru a-ți returna chiria și garanția. Verifică apartamentul înainte de a pleca, să fie totul curat. Alexandra știa toate acestea și fără sfaturi. Se pregătea să facă exact același lucru pe care îl sfătuia acum Lidia Petrovna. Dar corpul ei parcă refuza să asculte argumentele rațiunii. Vroia să se întindă pe jos și să stea acolo până când va muri de foame. Conversația cu mama adoptivă i-a dat putere. O oră mai târziu, a aruncat o ultimă privire prin apartamentul unde fusese fericită timp de câteva luni și a închis ușa. Universitatea i-a acordat un concediu academic din cauza nașterii iminente. Alexandra i-a mulțumit la nesfârșit decanului la telefon pentru că a venit în întâmpinarea ei. Într-o lună va deveni mamă. Din fericire, în timp ce Igor îi dădea bani, s-a gândit să cumpere câteva lucruri pentru bebelușii. Nu trebuie să ceară bani de la Lidia Petrovna pentru asemenea fiacuri. Fostul orfan a reacționat diferit la povestea Alexandrei. Unii au susținut-o și chiar au transferat niște bani pe cardul ei cu mențiunea pentru copil. Alții, inclusiv Nica, au râs deschis de ghinionista mamă singură care a rămas însărcinată cu un bărbat fără să se obosească să-i verifice pașaportul. Unul dintre acești batjocoritori l-a verificat pe Igor în baza de date a datornicilor și i-a trimis Alexandrei informațiile din comentariu. Ești o idiotă, Alexandra. Alexandra, necrezând ochilor, a citit numeroasele rânduri și cifre, repetând în sinea ei: Ești o idiotă, Alexandra. Ești o idiotă. Lidia Petrovna o certa pentru astfel de cuvinte și pentru orice comentariu denigrator la adresa ei. Nu e vina ta, Alexandra, spunea ea cu tărie, mângându-și fiica adoptivă pe cap. Noi suntem vinovați. Am vrut să vă creștem ca niște adulți, v-am învățat tot ce vă poate fi de folos în viață, dar nu v-am învățat cel mai important lucru: să nu aveți încredere orbește în toți cei din jur. Pur și simplu ești prea bună, Alexandra. Îți amintești cum în copilărie o ajutai pe Nica, îi dădeai jetoanele tale ai rămas la fel de bună și de grijulie. Nu e un viciu, Alexandra, e o mare calitate. Doar te rog, a râs Lidia Petrovna, data viitoare verifică pașaportul iubitului, bine. Alexandra dădea din cap și râdea și a printre lacrimi. Curând a născut o fetiță frumoasă, pe care a numit-o Lida la două luni după ce a fost externată din maternitate, a început să meargă la tribunal pentru a-l priva pe tatăl nepăsător de drepturi. Cu ajutorul Lidiei Petrovna, s-a angajat la policlinica locală. Nu ca medic, ci ca femeie de serviciu. Seara venea la clădirea goală și spăla pe jos, curăța toaletele și chiuvetele, ștergea pereții cu o soluție specială. Medicul șef, Simion Ivanovici, un bărbat de aproximativ 50 de ani o lăuda mereu pe Alexandra și îi prezicea un mare viitor. Principalul lucru este să nu te dai bătută, Alexandra, îi repeta el de fiecare dată când o întâlnea. Ești o fată bună că nu te dai bătută. Cine se dă bătut, pierde. Tu ești o luptătoare. Am auzit recent povestea ta, din auzite, dar toți spun că ai moștenit caracterul tatălui tău adoptiv. Arcadie Vasilievici. Amintește-ți ce om era, fi demnă de memoria lui. Alexandra dădea din cap, mulțumind pentru cuvintele calde și fugea acasă la fica ei. Lidia Petrovna nu o iubea pe Alexandra, dar era obosită de ea. Nașterea fiicei i-a dat Alexandrei puteri noi. Învăța cu ușurință, ținând-o pe fica ei în brațe cu o mână și întorcând paginile manualului cu cealaltă. În timp ce micuța Lida și marea Lida dormeau dimineața, ea pregătea micul dejun și continua să învețe. Alexandra nu avea de gând să se lase bătută sau să se descurajeze. Plănuia să se întoarcă în oraș, să-și dea fica la grădiniță, să găsească un loc de muncă și să-și termine studiile. Plănuia să folosească alocația de stat pentru copii pentru a-și repara apartamentul. Știa că va fi greu, dar va reuși fusese crescută să fie puternică. Nica o suna des, dar Alexandra nu răspundea la apeluri. Încă o vedea în fața ochilor pe fosta prietenă râzând când a aflat despre înșelăciunea lui Igor. Alexandra înțelege acum că prietenii adevărați nu reacționează așa la astfel de vești. Nu voia să fie o veste de salvare pentru prietena ei. Nu avea timp și energie să asculte plângerile nesfârșite despre cum a fost părăsită sau înșelată de un alt pretendent. Iar gândul că Vlad, logodnicul ei, o săruta pe gât, pe picioare și pe restul corpului Nisei, la fel cum o sărutase pe ea odată, o făcea să se simtă dezgustată. Alexandra înțelegea că era puțin probabil să mai poată privi vreodată prietena ei fără acest sentiment de dezgust. Igor Vlad nu a mai apărut. A trimis la tribunal prin fax acordul său de a fi lipsit de drepturile părintești. Asta a fost tot ce a făcut pentru fica sa. Nu avea timp de asta? Igor a decis să remedieze greșeala gravă pe care o făcuse anterior și să o seducă totuși pe Svelana Vladimirovna. A fost simplu. Era atât de atrasă de ochii lui frumoși și de curtarea ieftină, încât nici măcar nu a trebuit să se străduiască. Igor s-a prezentat ca fiind un chirurg plastician începător, Anatolicul Agin. A condus-o pe amanta sa pe lângă fostul său spațiu, care era deja vândut, și a vorbit despre planurile sale de viitor, o nouă clinică în centrul orașului pentru cei mai bogați și mai influenți clienți. Conceptul era deja gata. Aspectul viitorului spațiu a impresionat-o pe Borovichic. Avea nevoie de bani. După moartea soțului ei, salonul nu mai aducea același venit. Începea să bănuiască că soțul ei acoperea deficitul din buzunarul său pentru a nu-și supăra soția. Acum toate acestea nu mai aveau importanță. Culagino va scoate în curând din această situație de eșec, se va căsători cu el și toate problemele ei vor rămâne în trecut. Fie ca el să se descurce singur cu afacerea nerentabilă a soției sale privindu-le noaptea pe culagina dormit gol, Svelana Vladimirovna își amintea din când în când de prima ei dragoste. Și el era chirurg, spre deosebire de soțul ei bandit. Se numea, se pare, Simion. Da, exact Simion. S-au cunoscut în anul trei de facultate. Visau să se căsătorească, dar mai întâi ambii plănuiau să obțină diploma, să facă practică și să se angajeze. Și fie din fericire, fie invers, talentatul. Dar săracul student Simion nu a mai plăcut o Osvelanei, cu puțin timp înainte de terminarea facultății. A cunoscut un fost soț care i-a dăruit buchete de trandafiri și a plimbat-o prin oraș cu o mașină scumpă, exact ca cu la acum. Simion a devenit un ratat în ochii Acum, se spune că lucrează într-o policlinică sărăcăcioasă, undeva în suburbii. Păcat! Svelana îl regreta pe Simion mai mult decât pentru cariera sa ruinată. Îi părea rău pentru copilul născut din el. Acest idiot Simion nu a crezut niciodată că fica este a lui. Tot țipa la ea, o acuza de infidelitate, își amintea că cu o săptămână înainte ea l-a părăsit pentru un idiot cu o lada vopsită, iar acum vorbește despre un copil al cărui tată nu este el în mod absolut. Sveca a venit pur și simplu la el plângând, pentru că noul ei pretendent a trimis-o la plimbare cu această sarcină. A cerut în zadar să meargă cu ea la un consult ginecologic pentru a confirma termenul. A susținut în zadar că avortul este imposibil tocmai din cauza termenului. Simion a fost de lecat. Abia după ce Svelana, după doi ani de chin cu copilul, a decis în sfârșit să scape de povară pentru a se întoarce la tipul cu Lada și a mintit Simion de fica sa dar era deja prea târziu. Svelana nu știa unde este fica ei. Ziarele au scris despre o fetiță găsită, dar nu au reușit să-i stabilească identitatea. Svelana Vladimirovna s-a ocupat de asta și, cu puțin timp înainte de a-și abandona fica pe o bancă lângă Policlinica din Suburbii, i-a distrus dosarul. Ce bine, a gândit Svelana Vladimirovna, iar buzele ei s-au întins într-un zâmbet mulțumit. Ce bine că nu existau toate aceste computere pe vremuri. Ce bine că era atât de simplu să scap de un copil și de responsabilitatea pentru această minune umflată de vânt. Acum ar fi plătit pensia alimentară, iar în cel mai rău caz ar fi stat la închisoare. Culagin s-a întors pe cealaltă parte în somn, Svelana s-a așezat lângă el și, adormind, și-a amintit cum Simion, copăleșit de durere, a părăsit încet salonul ei. Tocmai îi spusese că fetița, pe care o recunoscuse brusc ca fică, a murit de pneumonie. Cum a plâns el, apoi, stând pe scările care duceau la salon și sperind toți clienții. Fostul soț nici măcar nu a întrebat-o pe Svelana despre fica ei. Nu era interesat unde a dispărut fetița de doi ani. Era suficient că nu mai era în casa lui, construită cu bani furați și sângeroși, cu țipete și zgomot. S-a căsătorit cu Svelana și-a trecut pe numele ei toate bunurile cu o singură condiție, niciodată copii. Borovitski nu suporta copiii, iar Svelana îi împărtășea opinia. Copiii distrăgeau atenția de la muncă și stânjenia odihnă. Și este dificil să găsești un amant cu copii. Iar asta înseamnă că, în caz de ceva, nu va fi posibilă rezolvarea rapidă și simplă a problemelor pe cheltuiala bărbatului, va trebui să se descurce singură. Iar Svelana nu suporta să se descurce singură. Din asta îi apăreau fire albe pe cap. Bine că am abandonat atunci fetița, se gândea Svelana. Chira, Chira o chema. Bine că m-am gândit să te las atunci pe bancă, Chira, era cât pe ce să-mi strici toată viața. Totuși, fericirea Borovițcheia nu a durat mult. A scotocit prin lucrurile lui Culagin în timp ce el dormea și a găsit pașaportul lui. Din fotografie o privea Culagin. Dar nu așa îl chema, de fapt, cum s-a prezentat el. Svelana a mers la adresa de domiciliu a lui Igor și a aflat că este înregistrat într-o baracă la marginea orașului. Un vecin vorbăreț și beata lui Igor a spus că tipul din apartamentul 35 nu a mai apărut de mult timp și se pare că a murit de sida sau de o altă boală similară. Pentru că bătrânul lui avea o mulțime de femei. În fiecare zi una nouă și toate cam obosite și bătrâne. În general, această casă este pentru orfani, vecinul însuși fiind tot din orfelinat. S-a cunoscut cu Igor tot acolo. Svelana s-a întors la salon cu sentimente amestecate. Pe de o parte, se bucura că nu a lăsat un escroc să o păcălească. Pe de altă parte, trebuia să caute un nou portofel, pentru că cheltuise destul de mult pe Igor, încercând să pretindă o viață bogată și sătulă. Seara a adunat angajatele, le-a anunțat despre vânzarea salonului și le-a dat două săptămâni să-și caute un nou loc de muncă. Nu le putea concedia pe toate ca pe Alexandra, pentru că angajatele aveau contract cu ea în următoarele două săptămâni, s-a prefăcut cu grijă că nu știe nimic despre Igor, prefacându-se bolnavă pentru a nu merge la restaurantele pentru care nu avea bani. Igor regreta nesincer amanta, aducându-i buchete de portocale găsite la cimitirul de lângă oraș. Iar la data stabilită, Svelana a pus un anunț pe ușa salonului cu privire la vânzarea clădirii, a închis ușile și a dispărut. Igor a căutat-o prin tot orașul a distrus apartamentul închiriat pentru amantă, pentru care nu avea cu ce plăti, iar apoi a dispărut și el. s au întâlnit abia un an mai târziu, într-o stațiune de lux din Rusia. Dar mai întâi, Svelana l-a întâlnit pe Simion. Întâlnirea lor nu a fost întâmplătoare. Simion o căuta intenționat, încercând, după cum spunea el, să îndrept greșelile din trecut. Svelana a fost bucuroasă de propunerea de a se întâlni, care a venit de la Simion la câteva zile după ce a fugit de la Igor. Se ascundea la una dintre angajate, care îi dăduse fostei șefe o cameră, fără să se intereseze prea mult de motivele pentru care era nevoită să se ascundă prin colțuri. I-a fost suficientă permisiunea de a lua o parte din echipament din clinică înainte de a o vinde, Svelana știa că Simion câștiga puțin în comparație cu standardele ei, dar acum se afla într-o situație în care orice sumă de bani ar fi putut să o ajute foarte mult. Întâlnirea a avut loc la o cafenea. Simion, de la care se aștepta la tandrețe, atenție și la sentimentele de odinioară, a apărut furios și indignat. Aproape de la intrare a început să țipe. De ce mi-ai ascuns-o? Eu am o fică, nu e moartă, mamă ta. Svelana a fost atât de uluită, încât a rămas perplexă și nici măcar nu a încercat să se justifice sau să se apere. Abia după ce a primit o remarcă de la Kellner, Simion a început să vorbească mai încet. Privirile și opiniile clienților nu îl interesau prea mult. Ai abandonat-o pe fica noastră singură pe stradă, lângă o policlinică închisă. Mi-ai spus că nici măcar nu avea pantofi. Ce fel de om ești? Nu ești om, ești un monstru, Svelana. Svelana l-a ascultat pe Simion calm. Când s-a obosit să se indigneze, a simțit o durere de cap, legată de tensiunea nervoasă, și a tăcut, bând apă pahar după pahar. Svelana a observat. Eu te-am rugat să recunoști copilul, dar tu nu ai recunoscut. Ce trebuia să fac? Puteam să o las la maternitate? Nu. Atunci ar fi trebuit să o întrețin toată viața. Și cum aș fi putut să lucrez și să locuiesc în oraș cu reputația de cuc? De deci ce ai decis să-ți abandonezi fica pe stradă din cauza reputației? Ușor îți este să judeci, a zâmbit Svelana cu venin. Ai făcut un copil în tufișuri și te-ai spălat pe mâini, iar eu să sufăr toată viața. Am făcut la fel ca tine, dar tu nu ești vinovat, tu ești o victimă, iar eu sunt vinovată. Simion a suspinat greu, frecându-și fruntea. De ce ai mințit că fica noastră a murit? De ce nu ai spus adevărul? Aș fi luat-o, pur și simplu aș fi luat-o, înțelegi. E greu de spus, s-a gândit Svelana, aprinzându-și o țigară. Pe de o parte, îmi era frică de responsabilitatea pentru fapta mea, te-ai fi lăudat cuiva și m-ar fi băgat la pușcărie. Pe de altă parte, probabil că am vrut să te pedepsesc. M-am gândit atunci că trebuie să te pedepsesc, să te lipsesc de fică, pentru că atunci când aveam nevoie de tine, nu ai fost alături, iar acum, când tu ai nevoie de fică, ea nu va fi, totul este corect. Simion a izbucnit brusc în plâns. Vizitatorii, care până atunci urmăriseră cu interes cuplul care șoptea, a uitat complet de mâncarea lor în acel moment și îl priveau pe Simion fără nicio jenă. Termină de te comporta ca un nenorocit, s-a strâmbat Svelana, trăgând scrumiera spre ea. Cum ai aflat despre asta? Ai găsit-o pe Chira. Chira. Nu am înțeles, Simion. Chira, fica noastră, așa o cheamă. O cheamă Alexandra, a șters lacrimile Simion. Are 19 ani, recent mi-a născut o nepoată, studiază la medicină și reușește să lucreze cu jumătate de normă prin diverse locuri. Simion și-a suflat zgomotos nasul într-un șervețel. Ea spală pe jos în clinica unde lucrez. Într-o zi am rugat-o să spele pe jos în biroul meu și a observat pe birou o fotografie înrămată, chiar cea pe care mi-ai trimis-o odată, în ultima scrisoare, în care îmi cereai bani. Doamne, sunt un monstru, sunt la fel de monstru ca și tine. Și ea și-a recunoscut. Desigur că și-a recunoscut. Am fost în șoc când Lidia Petrovna, mama ei adoptivă, mi-a arătat fotografiile Alexandrei. Stăteam în genunchi, Svelana, stăteam în genunchi în fața lor și plângeam și imploram iertare. Te-au iertat fără emoții? a întrebat Svelana. Da, m-au iertat. Mi-au dat să o țin în brațe pe nepoata mea, Lida, m-au servit cu ceai și m-au primit ca pe un membru al familiei. Am promis să plătesc o bonă, pentru ca Alexandra să se poată întoarce la studii după câteva luni. Vreau să se califice ca stomatolog, ca mama ei adoptivă. Vreau să o ajut cumva și să-mi spășesc vina, Svelana. Nu sunt surprinsă că te-au iertat. Și tu vei fi iertată, le-am povestit despre tine, le-am spus cum te-am respins, cum ai fost singură, vor înțelege totul, doar cere iertare. Svelana a pufnit, ha! Nici vorbă! Nu vrei să primești iertare de la propria fică? Simon a deschis ochii mari și s-a apropiat de ea. Cum poți să trăiești mai departe, Svelana? La fel ca și până acum, a ridicat din umeri Svelana. Ști, cred că ar trebui să plec. Nu la asta mă așteptam când am venit aici. La ce te așteptai? A întrebat Simion cu o voce întunecată. Nu mai contează, adio, e puțin probabil să ne mai întâlnim vreodată. În timp ce ea se ridica și scotea telefonul din geantă, Simion o privea și șoptea. Doamne, eu te-am făcut așa. Iartă-mă, Svelana. Eu sunt vinovat, eu te-am făcut așa. Pe drum spre camera ei, Svelana a izbucnit brusc în plâns. Nu, nu era milă de propria fică și de trecutul ei schilodit, care îi făcuse inima neagră și insensibilă. Plângea pentru că speranțele ei de a câștiga rapid și ușor s-au năruit. Viața cu un copil în brațe nu a învățat-o pe Svelana, contrar opiniei generale. Să se mențină la suprafață în orice situație și să rezolve probleme. Mai degrabă, cei doi ani au consolidat în ea convingerea că nu dorește și nu este capabilă să-și asigure singură o viață mai bună. Că rolul de amantă îi se potrivește mult mai mult decât orice alte roluri: mamă, soție, cosmeticiană. Svela n-a la un singur lucru. Să cheltuiască bani pe care nu trebuie să-i câștige stând toată ziua în picioare cu o seringă în mână deasupra feței unei bătrâne ofilite, dar bogate. Ea însă și visa să fie o astfel de bătrână, a cărei viață se învârte în jurul saloanelor de înfrumusețare, al magazinelor de lux și al întâlnirilor cu prietenele. Și ea, Svelana, va face tot posibilul pentru a-și îndeplini visul. Nu știa încă în acel moment că Igor își aplicase deja trucul lui și perforase toate prezervativele pentru a o face pe Svelana gravidă. Nu știa nici că planul lui Igor a funcționat. În interiorul ei se dezvolta o viață. Cu toate acestea, spre norocul Svelanei, aceasta s-a stins la fel de neașteptat cum a și început. Dimineața s-a trezit cu dureri și sângerare, iar după câteva ore la spital a aflat că a făcut un avort spontan. Colegele ei de salon au compatinit cu femeia care le-a asigurat că a pierdut copilul cu fericire. Durerea face oamenii nebuni, a remarcat una dintre colege, când Svelana a ieșit din salon să fumeze. Și eu mă abțin cu greu. Mai puțin și voi urla. Îmi pare atât de rău pentru copilul meu, biata suflet nevinovat. Svelana a cheltuit restul banilor pe tratament și recuperare după operatie acum nu mai avea literalmente ce să mănânce. Singura speranță rămânea o tranzacție rapidă pentru vânzarea salonului. Agentul imobiliar a spus că a apărut un cumpărător, un oarecare Oleg Gerasimov. Și că în curând își va anunța decizia cu privire la achiziție. Svela n-a scotocea noaptea prin coșurile de gunoi de lângă magazine și restaurante pentru a găsi ceva de mâncare. Unul dintre vânzătorii de șauarmă a văzut-o pe femeie, i s-a făcut milă de ea și în fiecare seară i-a permis să ia resturile pe care altădată le dădea câinilor vagabonzi. Oleg Gerasimov a venit personal la soci o săptămână mai târziu pentru a finaliza tranzacția. Svelana s-a pus în ordine, a făcut duș, s-a machiat ușor cu resturile de produse cosmetice. Nu fără satisfacție a observat că, datorită grevei de foame de o săptămână, slăbise și arăta mult mai proaspătă și mai tânără decât înainte. Intrând la ora stabilită în cafeneaua de la adresa trimisă de agentul imobiliar, la început a zâmbit, observând chipul zâmbitor al tânărului în costum, angajat de ea pentru a vinde spațiul. Dar când s-a apropiat de masă, a rămas uimită. În fața ei stătea Igor. Ceasurile scumpe de pe mâna lui fusese înlocuite cu o bandă de piele albă, curată de bronz. Ceea ce i-a sugerat Svelanei că afacerile fostului iubit mergeau prost. S-au terminat banii, a zâmbit ea, așezându-se vizavi de el. Igor s-a uitat la agentul imobiliar, care era nedumerit de replica Svelanei. Totul e în regulă, ne cunoaștem. Putem discuta toate detaliile, tată, nu te superi. Tânărul s-a retras jenat la bar, așteptând să-i se permită să revină. Între timp, cei doi au continuat să se ironizeze reciproc. Ai urățit, iar tu ți-ai pierdut ceasurile. Nici măcar nu ai vândut mașina ca să ai cu ce să cumperi mâncare. Judecând după oasele tale ieșite în evidență, tu chiar nu mănânci și de mult timp. Sunt la dietă, mă refac după un avort spontan pentru care ești vinovat, nu pot să cred. Ai înțepat prezervativele, ce josnic și ai abandonat-o pe propria fică să moară de căldură, a zâmbit Igor, iar Svelana și-a dat seama brusc că astăzi el va pleca de la această întâlnire învingător. De fapt, de asta am venit. Vreau să-ți spun o poveste. Ascultă-o și apoi vom decide împreună ce să facem. Nu te gândi să pleci, vei pierde tot ce ți-a mai rămas, Svelana. Igor a început prin a spune că recent a decis să o viziteze pe Alexandra. A rămas fără bani, a trebuit să vândă mașina și ceasurile. Și-a păstrat doar costumul pentru a nu se face de râs în fața fostei logotnice. Planifica să apeleze la Mila ei la întâlnire, să spună că regretă că a fost un idiot, că s-a lăsat purtat de aparențele Nicolei, dar acum își dă seama că a pierdut. Cu alte cuvinte, să se comporte așa cum se comportă de obicei soții vinovați. Știa că Alexandra a fost nevoită să renunțe la studii și la locul de muncă. Asta înseamnă că nu are bani acum. Dar primește pensie alimentară pentru copii, plus că ar trebui să primească o prestație pentru un copil. Pe care el, Igor, o va ajuta să o cheltuiască cu înțelepciune. Trebuie doar să o păcălească cumva pe bătrâna cu privirea pătrunzătoare. În timpul singurei lor întâlniri îl privise pe Igor atât de insistent, încât el transpira și se agita constant, neștiind dacă ea știe ceva ce nu ar trebui să știe. Nu o poți păcăl pe baba asta, Lidia Petrovna, ca pe Alexandra. Cu siguranță îl va pune pe Igor să declare veniturile și nu îl va lăsa să se apropie de copil și de Alexandra până când nu se va angaja la un loc de muncă ca un servitor mizerabil și nu îi va aduce o adeverință de venit și de lipsa datoriilor. Totuși, a trecut atât de mult timp. Poate Lidia Petrovna se odihnește de multă vreme în pace, undeva într-un cimitir sătesc, și el se îngrijorează de geaba. Ajungând la fostul adăpost una deșta, și-a dat seama că a greșit. A greșit enorm, sperând să se urce a doua oară pe gâtul Alexandrei. A crescut ea în tot acest timp? Nu l-a lăsat pe Igor nici măcar în curte, amenințând că va chema poliția ai renunțat la drepturile parentale, ți minte? Nu, recunoaște sincer, Igor, uitându-se la ea prin scândurile gardului. Nu, îmi amintesc, îmi amintesc. A venit o hârtie de la tribunal. Am trimis un răspuns prin fax că nu doresc să fiu prezent la ședință și renunț la pretenții. Ai renunțat la drepturi, a continuat Alexandra. Asta înseamnă că dacă sunt la poliție, te pot aresta dacă încerci să intri pe proprietate privată, ai înțeles. Pleacă. Ce e asta, Alexandra? A auzit Igor o voce masculină în spatele lui. Asta e papa, a răspuns Alexandra, iar ochii lui Igor s-au mărit. S-a întors spre bărbat. Dumneavoastră sunteți tatăl Alexandrei? Da, imaginează-ți, a zâmbit el disprețuitor. Privindu-le pe Igor din cap până în picioare. Ești cam zdrențuit, arăți ca un boschetar. Pleacă de aici până nu chemăm chiar poliția. Igor a făcut ca și cum ar fi părăsit-o pe Alexandra descurajat. Dar, de fapt, s-a grăbit la vecin pentru a afla mai multe informații. Tatăl Alexandrei, apărut brusc, a adus dificultăți suplimentare operațiunii de jecmăneală. Dar ar putea deveni un sponsor bun dacă era abordat corect. La urma urmei, îl putea face de rușine pentru absența sa îndelungată din viața fiicei sale și îi putea propune să-și spășească vina. Iar Igor îl va ajuta cu asta. Vecinele i-au povestit lui Igor, care s-a prezentat ca jurnalist, că povestea Alexandrei este demnă de o ecranizare. Se pare că mama ei a abandonat-o pe Alexandra la policlinică acum 17 ani pentru a evita plata pensiei alimentare și pentru a-i face în ciudă tatălui îndurerat, care nu a recunoscut-o imediat pe Alexandra ca fiind fica sa. Totuși, el avea motive să se comporte așa. Cu puțin timp înainte ca mama Alexandrei să afle despre sarcină, el a părăsit pe tatăl Alexandrei, Simion, pentru un nou iubit. Mama Alexandrei i-a povestit chiar ea lui Simion despre asta, când s-au întâlnit recent. Nu i-a spus numele. Simion este totuși un om decent. Dar Igor și-a dat seama imediat că Svelana, fosta lui iubită, este mama Alexandrei, care și-a abandonat fiica pe o bancă, desculță, cu un cățeluș de pluș lângă ea. Nu degeaba, a văzut asemănarea lor încă de la prima întâlnire cu Alexandra. Interesant, știe Svelana că fica ei naturală a lucrat timp de câteva luni chiar lângă ea? Dar ce se va întâmpla dacă tot orașul, sau mai bine zis țara, va afla despre trecutul Svelanei? A sunat agentul imobiliar la numărul de pe ușa salonului de înfrumusețare de vânzare pentru a-și plăti biletul de avion spre sociun un apartament. Și acum stă în fața ei cufundat în gânduri ce să facă cu informația despre fica abandonată a Svelanei? Vrei să-mi vinzi salonul? A zâmbit Svelana. Iale. Are mai multe datorii decât valorează. Igor și-a frecat mâinile, semnând contractul de vânzare-cumpărare. Tranzacția inexistentă i-a adus, conform spuselor agentului imobiliar, aproximativ 10 milioane de ruble. S-a despărțit de Svelana, mulțumindu-i sincer pentru decizia corectă. Acum va trăi bine în sfârșit. Igor nici nu-și putea imagina că vorbele Svelanei despre datorii nu au fost spuse pentru a-l înțepa. Datoriile erau într-adevăr multe. Spera că după ce le va plăti pe toate, va mai rămâne măcar un milion. Dar apoi a apărut agentul imobiliar pentru a-și reaminti de partea sa, stipulată în contract, și a luat 800 de mii. Igor a rămas cu 200 de ruble în cont. La început a negat ghinionul, a spart mobila din camera de hotel de la malul mării și a băut de durere, iar apoi a decis să cheltuiască banii pe plăcere. Curând nu a mai rămas nimic. Tot nu dorea să se angajeze. Vânduse apartamentul său dărăpânat de la periferie. Și de aceea, spre surprinderea sa, se bucura că după ce a fost evacuat din cameră, trăia pe stradă, bea mult și se hrănea cu ce găsea la tomberon. Un vânzător bun de la un chioșc i-a sugerat lui Igor să ia prânzul lângă un adăpost pentru săraci. A urmat sfatul, pentru că recent a făcut o febră mare după ce a consumat produse semipreparate expirate. Stând la coadă, a observat o siluetă familiară în față. S-a apropiat mai mult. A recunoscut-o pe Svelana. Slăbise și mai mult îmbătrânise și arăta extrem de nefericită. Ai ajuns pe fundul mării, a râs Igor când i-a l-a observat. Și ți-ai pierdut și dinții, a șoptit Svelana cu gura pe jumătate știrbă. Dar reputația mea e încă intactă. Mi-a spart dinții Mihai, noul meu iubit. Are o casă aici, nu departe, nu vom pierde frig iarna, dar tu vei crăpa. S-a întors, așteptând la rândul ei pentru supă. Iar Igor s-a strâmbat, privind la picioarele ei goale. La urma urmei, iarna va veni curând. Trebuie să se gândească la un loc de cazare? Poate că Svelana nu e chiar atât de bătrână. Cu siguranță o va putea convinge și va ierna în casa iubitului ei. Trebuie doar să găsească de undeva o sticlă pentru a o îmbuna. Lidia Petrovna, stând în acel moment pe un șezlong lângă mare, asculta foșnetul copacilor și, cu coada ochiului, îl urmărea pe Simion, Alexandra și micuța Lida, care adunau scoici chiar la marginea apei. Un strigăt furios de femeie din coada pentru supa gratuită a ajuns brusc la urechile Lidiei Petrovna. Asta o să pățești și tu, o să crăpi. Lidia Petrovna a privit-o cu compasiune pe Svelana și a dorit ca și această femeie să se simtă într-o zi la fel de fericită ca ea acum. Ce simțea Lidia Petrovna în acel moment?